În stat, eu reprezint agenția Today. Ce face Today? Web design și development și campanii de marketing online. Da! Încerc să vede, n-am pățit de ce n-am ales. F5. Da, gata. Ok. Da. V-am pregătit o prezentare de 10 minute, da? Da. Pe ce? Ok. E mai 9 minute. Și, întrucât sunt mai multe agenții prezente în această seară, m-am gândit că ar fi oportun să vă spun cu ce ne diferențiem noi. Nu suntem primii și poate că nu suntem cei mai rapizi din piață, dar avem anumite atuuri, cum ar fi faptul că am gestionat peste 700.000 de euro în buget de Google AdWords, o foarte bună parte în România. Cam mulți de aici suntem certificați și avem un instrument unic de monitorizare a pieței Google AdWords. Ce face acest instrument? Păi, pe scurt, ne permite să știm cam tot ce se întâmplă în piața locală, la nivel de cuvinte cheie, de anunțuri. O să vi-l prezint în detaliu. Până atunci, vreau să vă spun despre un anumit tip de campanie pe care noi l-am tot făcut în ultima vreme și sigur că pe lângă campania de vânzare, pe lead generation, vine în completare. E vorba despre o campanie ce susține produsele mai scumpe sau produsele care au un ciclu mare de vânzare. O campanie two-step, să-i spunem, în care în primul rând generăm volume de trafic din Facebook sau din Google, iar cu acel trafic îl convertim în liste de email marketing. Liste care ajung în acest exemplu la undeva la 50.000 de abonați. Ce se întâmplă cu aceste liste? Evident, se face o comunicare, permission based și vânzare. Am eu curiozitate aici. Am avut probleme cu landing page ăla la qualificator. Sunt doar landing page-uri cu plătuțe de abonare sau sunt mici site-uri, cam cum arată? Ar putea fi o problemă dacă nu ar avea foarte mult text, dar este text de prezentare, un text care conține keyword-uri relevante. Și mai aveți și alte link-uri bănesc către sau e doar când nu, încă un terms and conditions și cam asta. Bun, hai să vorbim un pic despre AdWords Monitor. E un instrument care e dedicat pe din România și care a avut acum câteva luni un studiu dedicat. Am analizat prezentele industriei financiare. Acest studiu a oferit bază de date AdWords Monitor care înseamnă peste 1.000.000 de cuvinte cheie din România și 12.800 de site-uri românești, site-uri care au campanii Google AdWords. Rezultatele studiului au fost publicate în mai multe resurse, cum ar fi Ziarul Financiar, Podnews sau Money.ro. Și ca să vă dau și câteva cifre legate de AdWords Monitor, poate vă întrebați care sunt cele mai competitive expresii din baza noastră de date, sau, mă rog, poate chiar la nivel de România. Cuvântul cheie cosmetice, de exemplu, are câteva zeci de competitori în acest moment. Iar aici mă ajut să aveți evoluția domeniilor indexate. Pune segment sau produs? Ok. Și iată că ar fi site-urile ce se bat pe cuvântul cheie cosmetice sau derivate ale acestui cuvânt cheie și cât de mult se alocă ca și buget din partea fiecăruia, cât de important e prezența fiecăruia. Am scos și o statistică pentru acest eveniment. Am vrut să văd care sunt cei mai competitivi advertiser
din România pe Google AdWords și poate nu avem o bază suficient de mare, dar cu peste 10.000 de keyword-uri indexate a fost Groupon.ro și apoi cantem undeva la 8.000 de keyword-uri. Top shop și complet. Ce înseamnă competitiv? Din punct de vedere al volumului de expresii. Adică, pentru 10.000 de expresii, am făcut căutări și a apărut cu bon. Și așa mai departe. Și expresiile alea erau termeni generali? Și specific și general. Și termeni precum ofertă la cămașă, dar și reduceri. Ok. Nu, n-a făcut eu toată campania. Da, am înțeles. Da. Iau o pauză publicitară și vă spun din ce domenii pot fi clienții noștri. Și sigur că am mulți dintre agențiile de aici, vizăm și noi industrie precum servicii business to business sau dealer auto, dar și magazine online. Iar portretul unei companii eligibile arată cam așa. În primul rând trebuie să aibă un website și în al doilea rând să își poată măsura vânzările sau să fie dispus să o facă. Și să aloce și un buget lunar. Revenind după pauza publicitară, vă mai spun un alt element distinctiv, un alt factor de diferențiere, listele și de auditare de campanii cu Google AdWords. Și e un serviciu pe care noi efectuăm aproape 2 ani, am făcut 100 de audituri. Poate că am emis și din campania lui Ionut. Da. Dar n-ai prea ce scrie. Și iată câțiva dintre clienții noștri. Din turism, auto. Poți să revii cine te rog la slide-ul anterior? Poți să respectăm câteva dintre cele 10 elemente din campanie EFO pe care ți-am analizat? Hai că, da, ok. Întrebarea a fost dacă Marius poate să precizeze câteva dintre cele 60 de elemente din campania Google Ads, din auditul de campanie. Probabil, nu? Da. Ok, uite, am spus 3. Unul ar fi quality score-ul și modul în care este divizată campania astfel încât să ai un quality score cel puțin decent. Asta înseamnă măcar nivel 7. Doi ar fi modul în care targetezi la nivel regional în raport cu modul în care vrei să vinzi la nivel regional, pentru că poți fi de discriminare acolo. Și trei, dacă faci anul să te testi la anunțe. Foarte bine. Sunt 60 de elemente, da. Mai rămân 56. Ok, hai. Ok, mergem mai departe. Ca să împachetez totul în 5 diferențiatori. AdWords Monitor, instrument unic pe România. Auditarea pe campanii Google AdWords. Prenză de peste 700.000 de euro bugete gestionate. Am lucrat cu prenzuri de top din auto și turism. Vorbim despre top 3 jucători din România. Și putem gestiona campanii plus step de tipul PPC plus email marketing. Și vă mulțumesc!